Da, o să ajungem, o să facem împreună turul pentru a vedea. Este nu doar că e prima parcare supraetajată din Galați, dar este și prima parcare, cel puțin din sud-estul României, care deține un sau care a fost dotată cu un teren de sport pe acoperiș. O să vă întrebați de ce nu am făcut poate alte locuri de parcare. Fiind la etajul 4, acest teren de sport era foarte greu de menținut în timpul iernii, atunci când, chiar dacă am avut sau n-am avut ierni mai mult sau mai puțin puternice, dar cu siguranță ar fi fost extraordinar de greu de dezăpezit. N-aveam unde să depozităm zapada, s-o arunci de la etajul 4, nu cred că era cea mai bună metodă. Și atunci am recurs la această formulă de a face un teren de sport. Asta și pentru că în zona aceasta nu prea sunt terenuri de sport unde copiii sau tinerii să poată practica sporturi în aer liber.